Părinții voștri în copilărie v-au spus vreodată să nu mușcați o bucată mai mare decât ați putea înghiți. Delfinului pe nume Gilligan se pare că nimeni nu i-a zis asta. El a devenit primul delfin care a murit de la sufocarea cu caracatiță. Și deși fantezia cum vă desenează o bătălie cu un monstru subacvatic, cu tentacule uriașe, delfinul pur și simplu s-a dovedit a fi un pic lacom. A atacat o caracatiță, tentaculele căreia erau de 1.2 metri. A decis să-și înghită prada întreagă. În principiu, această cină pentru Gilligan putea să se termine cu bine, dar a intervenit anatomia corpului său. Laringele este proiectat astfel încât traheea și esofagul să fie izolate unul de celălalt. Acest lucru permite cetaceilor să înghită alimente direct în apă. Iar caracatița s-a apucat cu tentaculele de laringe, nepermițându-i delfinului să mai respire. Deci, literalmente, l-a sufocat în timpul mesei. Chiar dacă prada în sine era deja moartă, tentaculele continuau să strângă laringele. Se pare că această luptă caracatița totuși a câștigat-o. Dar de ce s-a întâmplat asta? Delfinii nu înțeleg cum funcționează aceste caracatițe? Oh, nu, delfinii înțeleg perfect că asta este o pradă deloc ușoară și nu poate fi înghițită ca un pește. Înainte de moarte, caracatița se va lupta pentru viața ei și se va apuca de delfin din toate puterile. Așa că aceștia vor fi nevoiți să depună mai mult efort. Delfinii își scutură energic prada, o aruncă, o bat, așa de parcă e un joc foarte crud și nemilos, iar caracatița este o minge. Asta ucide și sfâșie simultan caracatița în bucăți, pe care este mai ușor să le înghiți. Iar Gilligan, e bine, se pare că el n-a scuturat îndeajuns. Uneori, lupta pentru viață se dovedește a fi atât de aprinsă, încât caracatița încearcă să sufoce delfinul nu dinăuntru, ci din afară. Astfel, un individ atât de tare nu voia să moară că a ieșit din delfin, s-a apucat de capul lui și i-a blocat accesul la oxigen. Ca să arunce de pe sine caracatița, delfinul sărea, înota, se zbătea. Într-un final, a scăpat de ea. Și delfinii pot fi înțeleși, este vital pentru ei să aibă acest orificiu de respirație intact, fiindcă nu pot respira ca alte mamifere. Există însă și excepții. În largul coastei Noii Zeelande a fost găsit un delfin de specia Hector, care s-a învățat să respire cu gura. De la început, biologii au observat că acesta se ridică la suprafață într-un mod diferit de alți membri ai grupului său. El cumva ridica capul mai sus decât alții. Apoi oamenii de știință și-au dat seama că orificiul lui de respirație nu funcționează așa ca la alții. Poate a primit o traumă sau e o caracteristică născută. Oricum n-ar fi, animalul s-a învățat să nu se sufoce. Scotea laringele pentru a respira prin gură. Este uimitor, desigur că... Nu este clar cât i-a luat să se adapteze la noile condiții de viață. Dacă deteriorarea a avut loc din cauza unei răni, atunci la sigur sunt vinovate balenele ucigașe, care nu sunt potrivă să ia masa cu un delfin, nu în compania lui desigur că, ci să-l mănânce pe el. Balenele ucigașe sunt singurii prădători care în mod regulat omoară și mănâncă delfinii din Oceanul Pacific, pe coastele Columbiei Britanice și a Washingtonului. Dar delfinii de la natură sunt ai naibii de rapizi, agili și inteligenți. Manevrează cu ușurință în apă și eschivează de la prădători cu o flexibilitate uimitoare. Pe scurt, nu e cea mai ușoară pradă. De aia, balenele ucigașe atacă în grup, din unghiuri diferite, ca să încurce delfinul. Delfinii dezvoltă o viteză foarte rapidă, ceea ce nu le permite balenelor ucigașe să se apropie și să muște prada în același timp, dar balenele ucigașe nu se prea supără. S-au învățat să-și arunce victimele în aer și să facă alte trucuri similare ca să-i imobilizeze. Și doar după asta mușcă. Toate astea sunt destul de cunoscute de oamenii de știință sau de cei care sunt interesați de viața marină. Așa că imaginați-vă cât de tare au fost surprinși cercetătorii când cadrele de pe drone arătau cum delfinii de Pacific cu flancurile albe se jucau nu departe de balenele ucigașe. Adică acestora le ajungea doar să deschidă gura ca să muște un delfin, dar nimeni nu simțea niciun fel de disconfort.
Mai târziu s-a aflat că delfinii chiar nu aveau de ce să se teamă. Lângă ei notau balenele ucigașe din sud, care mănâncă numai pește. Delfinii, după cum țineți minte, sunt mamifere. Oricum, tipii erau foarte curajoși, căci să încurci o specie de balenă cu alta nu este greu, dar așa greșeală poate să-ți coste viața. Dacă dușmănia dintre balenele ucigașe și delfinii nu miră pe nimeni, de la urși polari nu te aștepți cumva la așa comportament. Ei sunt niște prădători foarte tari și toate astea, dar în meniul lor nu intră delfinii. Mai degrabă nu intrau, la trecut, până când temperatura planetei n-a început să se ridice. Delfinii de obicei nu înoată atât de departe, în nordul Arcticii, preferă subarctica, unde este mai puțină gheață și mai multă apă. Încălzirea globală însă le permite să meargă mai departe, spre nord, iar acolo delfinii sunt așteptați de urși polari. Ei pot fi înțeleși căci habitatul se schimbă, meniul se extinde, trebuie să se adapteze. Odată, cercetătorii au văzut un urs polar care mânca un delfin blocat în gheață și o făcea așa de parcă e la ordinea zilei. Ursul polar a fost văzut cu un trup de delfin înghețat, care probabil că îl păstra pentru o masă mai târzie. Cel mai probabil, delfinii au ajuns în acea zonă când gheața era puțină. Dar au rămas blocați în capcană când vânturile reci au suflat plăcile de gheață înspre ei. Pe scurt, poate doar să ne pară rău pentru delfini, iar pe urșii polari putem să-i felicităm. Mamiferele marine pot fi pentru ei o sursă importantă de hrană, căci urșii polari riscă să piardă accesul la hrana lor obișnuită, gen foci și iepuri de mare. Clima se schimbă, prada se mută într-un loc sau altul, sau în general, dispare. Încă un lucru nu prea evident de care se tem delfinii sunt furtunile. S-ar părea că trăiesc în apă, care poate fi problema, este elementul lor. Dar furtunile pentru delfini prezintă un pericol atât de mare că animalele au evoluționat să prezică vremea. Mulți cercetători consideră că capacitatea de a detecta furtuna este asociată cu scăderea salinității oceanului după ploile abundente. Și pentru că ploile apar înainte cu câteva zile de furtună, delfinii au timp să se ascundă la adâncimi. Acolo însă e plin de mulți prădători periculoși. Mamiferele însă sunt suficient de inteligente ca să rezolve această problemă. Dar prognoza meteo din partea delfinilor nu funcționează întotdeauna. Furtunele Dudley și Eunice, care s-au format în februarie 2022, au aruncat pe coasta Țării Galilor mai mulți delfini decât de obicei, de 6 ori mai mulți. Animalele au fost spălate de valuri masive. De asemenea, în timpul furtunii, delfinii pot fi răniți grav. În 2021 s-a întâmplat ceva într-adevăr ciudat. Uraganul Ida a adus 4 delfini pe drum. Da, era unul de coastă, desigur că, dar totuși, au decedat. Dar ce ține de luna plină și luna nouă? Se dovedește că delfinilor le e teamă și de una și de alta. Sau ar trebui să se teamă de ele. În aceste perioade, forțele lunii acționează asupra planetei noastre deosebit de puternic. Asta ține de maree, nu cred că e o noutate pentru voi. Cercetătorii au studiat chestiile astea și au concluzionat că morțile delfinelor și a balenelor sunt legate direct de ciclurile lunii. Oscilațiile fundului oceanic, valurile mai puternice, curenții neobișnuiți, toate astea dezorientează animalele. Ca urmare, se pot pierde de grup, să ajungă în ape de adâncimi mici și să moară când nivelul acesteia scade. În general, pierderea orientării în spațiu pentru delfini deseori devine mortală, ca și pierderea auzului. Pare straniu, dar există o statistică care confirmă că mai mult de jumătate dintre delfinii aruncați la mal sunt surzi. Cauzele pierderii auzului nu sunt clare. Poate fi de vină bătrânețea sau alți factori externi. Delfinii nu pot să se bazeze pe vedere ca să navigheze ca mamiferele terestre. De aia se bazează pe auz ca să determine aproape tot. Folosesc sunetele pentru a se găsi unul pe altul. Fiecare individ are propriul său fluierat. Cu alte sunete rapide, delfinii pot să determine mărimile potențialei prăzi. Iar dacă animalele emit sunete, dar nu aud cum acestea se întorc, nu pot să se orienteze în spațiu, înotând acolo unde nu trebuie. Desigur că dacă în ocean devine prea zgomotos, asta la fel, îi duce în confuzie.
au evoluat ca să navigheze cu ajutorul sunetelor, când unica sursă de zgomote puternice sub apă erau furtunile sau evenimentele neobișnuite precum erupțiile vulcanice. Vă imaginați cât de zgomotos este pentru ei oceanul modern? Corăbiile mici fac zgomot, cele mari la fel. Oamenii caută petrol și gaze, forează. Nu sunt delfin, dar îmi imaginez că e ca și cum te-ai orienta doar prin auz, locuind între autostradă și șantier, unde se folosesc mereu ciocanele pneumatice, minim. Ah, și să nu uităm de testele hidroacustice, care sunt efectuate de militari. Când în ocean se aude un sonar puternic, delfinul poate să fugă de zgomot direct spre mal și acolo să-și moară. Unor delfini li s-au găsit simptome serioase, precum sângerarea internă a creierului, a urechelor și a altor țesuturi. De asemenea, le apar bule mari. Un scafandru care se afla în apă în timpul testelor sonarului în Columbia Britanică a spus că avea senzația că timpanul îi era perforat. Unii scafandri au fost chiar spitalizați după așa ceva. Deci, pentru delfini, urmările pot fi și mai triste. Dacă nu mor pe loc, asurziți, nu mai pot găsi mâncare și mor de foame. Dar dacă am tot vorbit despre impactul oamenilor, de care atât de tare se tem delfinii, nu putem să nu menționăm turiștii. Astfel, în anul 2017, în Argentina, niște turiști au găsit un delfin mic. L-au tras la mal, l-au înconjurat și l-au fotografiat, până când acesta a murit. Ar fi putut fi salvat dacă turiștii l-au fi dus la adânc, dar nu. Și acesta a fost deja al doilea caz de genul ăsta în Argentina în același an. Alt delfin a murit că turiștii îl transmiteau unul altuia și făceau selfie. A murit de la deshidratare. Am impresia că oamenii nu înțeleg că animalul sălbatic e viu și nu trebuie să-l atingă. Cel mai bine este să cheme un specialist. Delfinii trebuie să noate în oceane, nu să strângă like-uri pe internet. Dar ceea ce se întâmplă în satul japonez Taizi este mult mai dezgustător, acolo în care loc vânătoarea în masă de delfini. Dar în timp ce în alte locuri e o crimă odioasă, în Japonia e ceva normal. Se întâmplă deja de mult, din anii 1600. Și chiar în zilele noastre, anual sunt vânate 22.000 de cetacee. Suferă nu doar delfinii și nu vreau să vă povestesc detaliile cum are loc această vânătoare. Totul e foarte nemilos. Mai ales având în vedere inteligența și comportamentul delfinilor, aceștia formează legături de familie puternice și se deplasează toți împreună, ca să-i protejeze pe tineri și pe bătrâni, ce nu pot înota suficient de rapid. Ce să faci când familia ta este vânată? Să înnoți nu poți și nici să te protejezi. Delfinii preferă să nu atace oamenii. Astfel, vânătorii primesc la pachet familii întregi. În sezonul 2021-2022 în Taizi au fost prinși numai puțin de 560 de delfini, dintre care 498 au fost măcelăriți, iar 65 transferați în acvarii. Cel mai bine delfinii sunt vânduți după hotare. Pentru un individ poți face $36.000, atâta timp cât carnea costă doar $360. Dar știți ce m-a șocat cel mai mult? În muzeul de stat Taizi se țin între 100 și 200 de cetacee. Numărul lor crește după vânătoare. Iar vizitatorii pot să cumpere carne de balene sau delfini chiar acolo, în magazinele de cadouri, ca să mănânce în timp ce privesc show-ul delfinilor. Refuz să comentez asta. Prieteni, scrieți-ne și părerile voastre în comentarii. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!